Cadouri generoase și venituri lunare de mii de lei, în declarația de avere pentru 2023 depusă de Bașcana Găgăuziei Evgenia Guțul la Autoritatea Națională de Integritate, este indicat că aceasta a primit anul trecut 220.000 de lei și 7.000 de euro la evenimente de familie, în timp ce în actul depus înainte de a ajunge în funcția de conducere a regiunii, nu figura niciun cadou financiar. În declarația de avere pentru 2023, Bașcana Găgăuziei Evgenia Guțul a indicat că a ridicat din salariul de la Comitetul Executiv al Găgăuziei, aproape 148.844 de lei, iar soțul său o leafă de 23.000 de lei de la o firmă. Tot anul trecut, Evgenia Guțul a indicat că a primit 4.000 de euro și respectiv 3.000 de euro, dar și 120.000 de lei și 70.000 de lei la diferite evenimente de familie. De asemenea, ea s-a ales cu 11.200 de euro la cumetrie și alți 48.000 de lei a primit drept pensie alimentară. Această aceasta deține un apartament cu o suprafață de 47,1 metri pătrați, care valorează 300.000 de, mii de lei, dar și două mașini, una de doar 10.000 de lei și cealaltă de 50.000 de, de lei. Vehiculele și locuința figurează și în declarația de avere depusă pentru anul 2022, dar nu și cadourile generoase. Acum doi ani, familia Guțul nu a primit nimic la aniversări, potrivit documentului depus de ANI. Evgenia Guțul, care a candidat pentru funcția de bașcan al Găgăuziei pe listele partidului Șor, care a fost ulterior declarată neconstituțională, a fost investită în funcție în luna iulie anului trecut. Ea a ajuns în fătoliul de bașcan pe fondul investigațiilor penale cu privire la suspiciunea că scrutinul din UTA Găgăuzia a fost fraudat.